găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Sănătatea încotro. De această dată mă adresez părinților, întrucât vom vorbi despre copii, despre problemele pe care le pot întâmpina noul an școlar și îndeoseb despre problemele de bullying. Pentru aceasta am invitat alături de mine pe doamna terapeut Andreea Dobra. Bună ziua și bun venit la noi în platou! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație și felicitări pentru subiectul ales, care este de mare actualitate. Într-adevăr, aș dori să începem în primul rând prin a ne spune cât de greu, cât de stresant este pentru copii un debut de an școlar, mai ales după 3 luni de vacanță. Da. Stresul, după cum bine știm, poate fi de 2 feluri. Avem cu toții un stres pozitiv, care se numește eustres, și un stres negativ, care se numește distres. Stresul în cantități mici, mai ales la școlari, are factor motivator. Adică îi ajută să se motiveze la școală, să învețe, ba chiar sporește atenția și memoria. După o vacanță, după perioade în care ei au fost relaxați, începerea școlii, într-adevăr, poate să vină cu deficiențe de... și cu dificultăți de adaptare la norme, la limite impuse de profesori, la schimbări imprevizibile, gen se schimbă colectivul, se schimbă profesorii, clasa chiar, lucruri care pot adăuga stres copiilor. Noi ca părinți și cadrele didactice trebuie să fim alături de ei, să venim în sprijinul lor, prin atenția noastră, prin simpla noastră susținere verbală, emoțională. Știm cu toții că pe lângă aceste schimbări, eu știu, este foarte posibil să aibă probleme și de integrare. Cum am putea noi gestiona aceste situații, mai ales în cazul în care copilul nu vine să spună că da, are o problemă? Rolul părinților, părinții trebuie să facă 3 lucruri. În primul rând, trebuie să identificăm și să observăm atitudinea copilului. Să-l observăm pe o perioadă de 1 săptămână, să spunem, și să verbalizăm, să-i spunem. Uite, am observat că atunci când vii de la școală, te închizi în camera ta. Sau să-i analizăm vocabularul, da? Pentru că copiii ne vor transmite. Mi este frică de ora de matematică pentru că nu mă simt stăpân. Sau mi-e frică la engleză pentru că toți copiii sunt buni și eu simt că sunt cel mai slab. Și analizăm comportamentul copilului și îl verbalizăm. Da? Noi ca părinți trebuie să spunem, uite, am observat că tu când vii de la școală stai mai retras în camera ta sau te doare capul, te doare burtica. În al doilea rând, trebuie să îl încurajăm pe copil să își exprime, să își verbalizeze acele emoții și să le identifice, da? Să spună, mă simt emoționat când sunt la ora de franceză pentru că nu stăpânesc limba franceză sau la română. Și să spună de ce se simte emoționat. Poate sunt profesorii care au așteptări foarte mari de la copii. Poate este nivelul clasei foarte ridicat. Important este ca ei să identifice emoția și să o verbalizeze. Și apoi împreună cu copilul, al treilea pas este să găsească o soluție. Uite, dacă pe tine te doare capul când te duci la școală, poate o soluție bună ar fi să ieșim mai mult afară, să petrecem timp în aer liber, sau în caz că te simți nepregătit la matematică, să vedem cum putem să facem să lucrăm suplimentar, astfel încât să nu mai ai anumite lacune. Mai multe dureri, da. În caz că vedem că este foarte stresat și acuză dureri de burtă, pentru că majoritatea copiilor așa spun, nu vreau să merg la școală pentru că mă doare burta, mă doare capul. Dimineața intervin tot felul de dureri pe care noi părinții uneori le minimizăm și spunem că ei inventează doar ca să găsească scuze. Nu, ei chiar simt aceste dureri pentru că stresul se manifestă și la nivel digestiv și la nivelul sănătății, ne afectează sănătatea, ne scade imunitatea, astfel încât trebuie să-l credem pe copil și să introducem în rutina lui activități plăcute. Sportul, de exemplu, sau ieșitul cu bicicleta în aer liber, sau pur și simplu prin casă dimineața, înainte de școală,
să facem mici joculețe antrenante. De exemplu, să-i punem pe copii să-și închipuie că sunt un balon care se umflă. Și deodată ei se extind, se umflă și sar. Și apoi să se dezumfle brusc. Sunt mici joculețe sunt activități fizice, pe care ei le vor folosi pentru îmbunătățirea stărilor psihice. Noi când eram mici, imediat după ore, ieșeam afară cu copiii și ne jucam coarda, da? Săream. Deci prin sărituri noi ne sporim starea de bine. Toți neurotransmițătorii stării de bine, endorfinele, serotonina, dopamina, se secretă atunci când noi facem activități fizice care implică un nivel crescut al inimii, gen săriturile. Deci de asta, poate noi ca părinți putem dimineața să facem așa o înviorare cu copiii, ca ei să plece la școală tonici, bine dispuși, da. Cu zâmbetul pe buze. Este cam greu în contextul în care programul copilului începe în general la 7, atunci se trezește. Da. Nu este timp până se echipează, până se spală, până ajunge la școală. Aici intervine și rolul părintelui. Poate dacă știm că suntem pe fugă dimineața, să ne trezim cu un sfert de oră mai devreme decât în mod obișnuit. Da? Să creăm noi niște limite și niște reguli noi sănătoase pentru starea noastră de bine. Să evaluăm cum ne simțim atunci când ne trezim la 7 și cum ne simțim când ne trezim la 7 fără un sfert. Câte putem să facem în acel sfert de oră? Putem să vorbim cu copilul nostru mai mult, putem să facem niște mici activități fizice, să râdem. Da. Aș vrea totuși să vă întreb, sunt totuși și copiii aceștia supra-solicitați, că vorbind despre timpul în care noi eram la școală, noi mergeam cu drag, cu toate că poate nu reușeam să acoperim materia și să fim pregătiți la toate materiile pe care le aveam în ziua respectivă, dar mergeam cu drag, știam că mergem, ne întâlnim cu colegii, ne jucăm. De ce ei sunt atât de stresați? Că până la urmă, asta e, mai e și un 4, ce să facem? Recuperăm. Este o presiune socială pe care noi nu o aveam. Noi nu eram expuși nici jocurilor video, nici social media. Eram cumva limitați, viața noastră era mai simplă. Așa că nu putem să facem o comparație între copilăria noastră, nu ar fi drept și nici corect față de ei, și copilăria lor. Sunt date complet diferite. Și trebuie să găsim soluții împreună să ne adaptăm și noi ca părinți, și profesorii, dar și copiii. Numai că ideea este în felul următor, lor timpul nu le mai permite să se mai joace, spre exemplu. Că noi veneam de la școală, mergeam afară sau terminam temele rapid și până seara nu mai călcam pe acasă. În schimb, ei nu mai au timp să facă asta. Ajungi acasă la 2, nu știi cum să mănânci mai repede, mai ai și vreo activitate extra. Vorbim de meditații, eu știu, gen un sport sau orice altă activitate, când să mai găsească timpul pentru s-a ei? S-a încărcat foarte mult programa școlară. Toate lucrurile acestea țin de Ministerul Educației, care le-a gândit în așa fel încât să fie probabil ușor de parcurs pentru copii, deși realitatea noastră indică exact opusul. Într-adevăr, copiii au extrem de multe teme, materiile s-au îngreunat, trebuie să facă față tuturor cerințelor profesorilor și așteptărilor părinților, care vor cumva să supracompenseze pentru faptul că ei, de exemplu, nu au avut șansa să fie dați la diverse activități, cum ar fi pian, cățărat și alte. Deși sunt lucruri frumoase, pozitive, mulți părinți nu își întreabă copiii lor ce le face plăcere, ei ce ar vrea să facă în timpul liber, astfel încât îi pun în fața unei largi palete de activități din care ei le încearcă pe toate și normal că sunt extenuați. Un copil începe școala la 8, uneori stă la after school până la 5 și după are și extra activități, pentru că părintele consideră că e normal după să îl înscrie și la alte cursuri. Astfel încât un copil este foarte încărcat, are un program mai încărcat decât un adult. Exact. Și intervine inclusiv la ei burnout-ul,
Da? Un stres atât de mare, prelungit, pe o perioadă prelungită, încât sunt efecte la nivel emoțional, fizic, chiar apariția anumitor boli, scăderea imunității. Deci ei se confruntă cu burnout-ul, nu numai adulții. Deci problema este într-un fel tot la părinți sau rezolvarea problemei? Ține foarte mult de evaluarea părintelui, da. Un părinte trebuie să evalueze cum este copilul lui. Dacă are un copil hiperactiv, atunci e în regulă să cumva să-i umple timpul ca să nu se plictisească, să nu petreacă mult timp la jocurile video care sunt foarte violente. Dar dacă un copil e liniștit și îi place să petreacă timp, de exemplu, cu părinții, nu e nimic în neregulă să nu aibă alte activități după grădiniță sau după școală. Nu e musai să fie la 10 cursuri după, în timpul liber. Noi nu mai petrecem timp cu copiii noștri ca părinți. Îi înscriem la atât de multe activități încât e ca și cum am fugit de ei, e ca și cum i-am evita. Asta ar trebui să ne dea de gândit. Bănuiesc că majoritatea părinților și lucrează și chiar nu le permite timpul. Da. Deci dacă ei sunt supraaglomerați, părinții sunt supraaglomerați, atunci ne mai întâlnim seara când prea mai timp de nimic. Da. Și fiecare seara dorește să aibă timpul lui. Mama vrea să aibă și ea puțin timp pentru ea, tatăl la fel, copilul vrea atenția părinților și de aici începe conflictul. Într-adevăr. Ce puteți să-mi ziceți despre problemele de agresiune din cadrul școlilor, dacă tot așa, într-o situație în care copilul nu vine să spună acasă, pentru că se întâmplă foarte multe, dar da, de rușine, ca apoi să nu râdă de ei, să le spună, ai mers repede să spui la părinți, că așa se procedează, sau poate chiar de frică, nu vin să spună acasă. Ce fel de situații întâlniți dumneavoastră la cabinet? Da, ce ați descris dumneavoastră se numește bullying. Este un termen pe care și noi l-am preluat din engleză. Bully înseamnă bătăuș, huligan, dar în română nu s-a găsit un echivalent care să poată cuprinde complexitatea fenomenului. În principal, acest fenomen de bullying trebuie diferențiat de agresiunea sau agresivitatea verbală a copiilor și are anumite caracteristici, de exemplu, repetitivitatea. Da? Trebuie să facem diferență între doi copii care se ceartă într-o pauză și își rezolvă conflictele emoționale prin bătaie, dar apoi trei pauze mai târziu sunt cei mai buni prieteni și se înțeleg de minune. Și a doua zi nu mai au absolut nimic de împărțit, se calmează lucrurile și situațiile repetitive în care un copil este agresat în mod repetat, zi de zi. Și aici agresiunea nu este doar cea verbală, poate fi și o agresiune indirectă și fizică, indirectă în sensul că sunt lovite obiectele din jurul copilului de către agresor, îi sunt luate ghiozdanul de pe bancă, smulse lucrurile din mână, sau chiar agresiuni fizice, verbale, excludere, izolare. Acestea fac parte tot din agresivitate. A doua caracteristică a bullying-ului ar fi intenționalitatea. Copilul agresor, cu intenție, alege să își agreseze victima zi de zi, îi face chiar plăcere uneori. Iar a treia caracteristică a bullying-ului este raportul de putere, da? Disproporția de putere. Nu sunt doar doi copii, copilul agresat și copilul care agresează, ci există și grupul martor de copii care de obicei îl susține pe copilul agresor. Non-verbal și adică nu implicat, ei nu sunt implicați, doar sunt martori. Și atunci e clar că un copil se retrage în el, nu poate să facă față atât agresorului cât și grupului martor, va evita să le spună părinților de frică să nu se agraveze situația, se închide și devine o victimă. Și aș vrea să atrag atenția asupra unui lucru, acești copii sunt toți victimă.
atât copilul care agresează, cât și copilul agresat și grupul martor de copii. Toți sunt victimă. Inclusiv copilul care agresează a învățat acest comportament de rezolvare a conflictelor, el însuși fiind agresat la rândul lui, poate în mediul familial sau în mediul în care a crescut, de frați, și el ca mecanism de autoapărare a învățat faptul că la următorul conflict el trebuie să fie primul care agresează de teamă, de frică să nu fie el agresat. Frica este printre primele emoții codate genetic, este cumva benefică, ne-a ajutat la supraviețuirea speciei, însă, din păcate, devine și un mecanism de autoapărare. Unii copii aleg să agreseze de teamă să nu fie agresați, să devină agresori. Da. Într-adevăr, au de suferit ambele părți, sau cel puțin la un moment dat a suferit și agresorul, însă în situația în care victima este un copil total nevinovat, cum trebuie să procedăm noi ca și părinți sau profesori? Ce alternative avem, ce soluții, ce ar trebui să facem astfel încât să rezolvăm și situația agresorului, dar și cea a victimei? Soluții sunt foarte multe. Țin și de mediul familial și de cadrul didactic. Și aici ar trebui să fie o delimitare, da? În familie, părinții trebuie să-și evalueze copilul și să știe cum să-l învețe să reacționeze în cazul în care, de exemplu, alt copil îl jignește. Cum să reacționeze în caz că este bătut. Ce îl sfătuiești pe copilul tău? Să nu reacționeze în niciun fel, să fie și el agresiv sau să fugă? Care e strategia corectă? Cu toții ne întrebăm. Și aici trebuie evaluat în funcție de fiecare copil. Da? Evident că nu încurajăm violența, însă un copil nu poate nici să rămână să fie agresat zile în șir, luni de-a rândul, și să stea cu teama de a nu spune. El trebuie să încurajăm copiii să ia atitudine și să ne spună, să fie prieteni cu noi și să ne spună toate problemele prin care trec la școală, sau eventual, dacă nu au susținerea părinților, să găsească un cadru didactic mai apropiat de ei și să povestească întâmplările prin care trec ei și drama prin care, de fapt, trece un copil agresat. Cadrele didactice trebuie să ia la fel atitudine, să nu trateze și să nu minimizeze conflictele, pentru că de foarte multe ori aud lucruri de genul: copiii sunt copii, ei nu trebuie să intervenim noi, ei își rezolvă singur problemele. Uneori, când este raportul, dezechilibrul ăsta de putere dintre agresor, grupul martor și copilul victimă, copilul acela nu are cum să se descurce de unul singur, într-o situație în care el e singur împotriva celorlalți. Deci are nevoie de ajutorul adulților. Așa că ce ar putea să introducă, de exemplu, școlile, și mie mi s-ar părea foarte drăguț, ar fi să încurajeze un mediu cât mai prietenos, pentru că s-a demonstrat că sălile de clasă care sunt iluminate mai bine, care au flori, care sunt frumos amenajate, încurajează un comportament mai plăcut al copiilor. Ar trebui să se profite de faptul că există în școli, au fost dotate cu tăblile acelea smart, inteligente, și în pauze să profesorii să le pună copiilor o muzică ambientală, de relaxare, astfel încât să îi încurajeze să fie prietenoși între ei, să fie cooperanți, pentru că ei petrec foarte mult timp împreună. Da, este ideal ceea ce ne povestiți, este un vis frumos. Da, și care poate fi pus în practică, da. Într-adevăr, ar putea fi pus în practică, doar că eu știu cum se petrece. În pauze este un haos total, care mai de care, cel puțin pe tabla inteligentă, sunt grămadă, fiecare vrea să audă câte ceva, să vadă ceva, să se joace, e un pic cam greuț.
Da. Și mai ales în contextul în care nu prea mai au acces, ați văzut că le-au interzis accesul cu telefoane mobile, cu tablete și cu alte gadgeturi. Dar, da, este o idee. Faptul că au fost interzise telefoanele poate fi un lucru pozitiv, dar și negativ, pentru că sunt părinți care trebuie să ia legătura cu copiilor, nu își permit să ia de la școală, cumva trebuie să ia legătura cu ei. Aspectul pozitiv ar fi că ei nu se mai joacă în pauze. Sunt o parte a bullying-ului, de fapt, poate fi și jocurile, pot fi și jocurile video foarte agresive în care este încurajată violența. Pentru că foarte mulți părinți ai copiilor care sunt bully, da, care îi agresează pe ceilalți, vin în cabinet și spun că ei nu au încurajat niciodată copilul să fie violent. Ei, dimpotrivă, sunt prietenoși, ei îi oferă tot ce are nevoie ca să se dezvolte frumos, acces nelimitat la ecrane și așa mai departe. Însă nu se uită, nu își focusează atenția pe calitatea conținutului la care copilul acela are acces, da? La ce jocuri video joacă. Sunt jocuri de fotbal sau sunt, am dat un exemplu, sau sunt cu bătăi, pentru că am văzut inclusiv anumite jocuri în care tu ești la controlul telecomenzii respective și ca scop ai să omori pietonii într-un joc. Asta este ca și cum ar fi niște popice. Și automat un copil care vede plăcere în a omorâ virtual anumiți trecători, da, pe stradă și a fi un target din asta, el nu poate să se ducă la școală și să fie foarte calm și liniștit când lui plăcerea pentru el înseamnă violență. Da. Ați putea să-mi spuneți la cabinet cu ce fel de probleme vă confruntați, categoria copiilor care vin, categoria de vârstă, și dacă sunt ei agresați sau agresori și de unde au pornit problemele? Da, de obicei vin la cabinet copiii agresați, copiii victimă. Ei sunt, dezvoltă comportamente neobișnuite acasă, care le atrag atenția părinților, fapt care îi îndrumă spre mine, și e foarte bine pentru că apelează la specialiști să rezolve niște probleme care uneori îi depășesc. E foarte important părinții să observe comportamentul copiilor când ajung acasă, să le analizeze vocabularul, să îi încurajeze să-și exprime emoțiile, să vadă ce cuvinte folosesc. Dacă copilul lor spune într-una, nu vreau să mă duc la școală, mi-e teamă, mi-e frică, atunci e clar că lucrurile sunt mai profunde și copilul acela a avut de-a face cu anumite situații neplăcute, agresiuni repetate. Și trebuie să analizeze cât de repetitive sunt, dacă se repetă o agresivitate sau dacă este o chestiune de moment, copiii se mai ceartă între ei, dar a doua zi sunt prieteni, trebuie să analizeze. Și de obicei vin în cabinet copiii agresați, copiii cărora stima de sine le scade foarte mult, nu mai au curaj să vorbească, se închid la școală, uneori nu vor să aibă nici coleg de bancă, devin din ce în ce mai singuratici. Acești copii sunt cei care vin la mine. Și ca și categorie de vârste? Categoria de vârstă destul de mică, școală primară și gimnazială. Fetițe, băieței? În special fetele, da. Există acest bullying nu numai la băieți, din păcate și între fete. Fete și fete, da. O situație care v-a atras în special atenția? O fată care a schimbat colectivul, da, în clasa a 5-a a fost mutată de părinți la altă școală, având în considerare profesorii care au rezultate remarcabile, astfel încât a schimbat colectivul, a intrat într-o clasă complet nouă,
Fata este extrem de inteligentă, foarte drăguță, însă nu avea abilitățile de comunicare necesare, pentru că sunt copii, noi îi spunem sunt timizi și îi lăsăm așa să se descurce. Dar nu, acei copii trebuie încurajați să se prezinte de mici. Eu mă numesc Andreea. Haideți să fim prieteni. Vrei să fim prieteni? Noi trebuie să încurajăm să știe cum să se prezinte. În cazul fetiței acelea era retrasă. Lucru care a atras atenția altor copii, în special altor fete, colege, care au remarcat că lua și note mari și de obicei bullying-ul ăsta se întâmplă nu în timpul orelor, ci în spațiile retrase, ascunse. Și când o prindeau în toaleta școlii, începeau să-i dea șuturi, să o împingă, să o stropească cu apă, lucruri care se repetau zi de zi, până când a fost agresată fizic. Deci avea vânătăi pe corp, era frică să se mai ducă la școală, era frică de pauze, tremura cu gândul la pauze. Foarte grav, da, ce-mi spune. Da, și nu a avut curajul un an de zile să le spună părinților, de teamă că o să-i spună că o să o mute la altă școală, de teamă că o să schimbe colectivul și o să se întâmple fix același lucru. Și cum are foarte mult timp de când vine la dumneavoastră? Sunt câteva săptămâni, progresăm, a schimbat mediul școlar, a schimbat clasa. Teama ei este încă prezentă, încă este frică să-și facă prieteni, stă izolată în continuare, dar face mici pași către încrederea ei în ea în primul rând, pentru că ea și-a pus la îndoială propriile abilități și apoi ulterior în ceilalți trebuie să aibă încredere, să-și recâștige încrederea. Da, este un caz totuși fericit în care părinții au aflat de probleme, dar probabil sunt foarte mulți copii care nu ajung să spună părinților și suferă în continuare. Da, și se ascund și, de exemplu, părinții n-au știut, ea avea vânătăi pe tot corpul și evita, tot timpul se îmbrăca în haine lungi, inclusiv vara, evita să le spună părinților. Foarte grav că se întâmplă așa ceva la noi, nu? Da, se întâmplă. Și nu trebuie să trecem cu vederea peste fenomenul de bullying. Nu știu, în încheiere, dacă am omis să vă întreb ceva și ați avea ceva să ne mai transmiteți telespectatorilor, dacă nu, vă rog câteva sfaturi pentru părinți și chiar pentru copii. Îi încurajez pe părinți să fie deschiși cu copiilor, să fie prietenilor, să le acorde măcar un sfert de oră pe zi, calitativ, în care să-i întrebe cum a fost ziua lor, cum se simt în ziua respectivă și să îi încurajeze și să le spună că ei sunt alături de ei, indiferent ce s-ar întâmpla, ca o resursă la care să se întoarcă mereu. Și pentru copiii care ne urmăresc și chiar și în calitate de victimă, dar și de agresor, chiar și pentru situațiile școlare mai grele în care se regăsesc? Pe copii încurajez să fie prieteni între ei, să vadă partea frumoasă din fiecare, să-și trăiască copilăria și să zâmbească foarte mult, să se bucure de perioada copilăriei. Și în caz că văd că e ceva în regulă, să își anunțe profesorii, să își anunțe părinții, să nu normalizeze o situație care nu este normală. Mulțumesc frumos! Și eu mulțumesc de invitație! Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, și după cum ați auzit de la doamna terapeut, ar fi cazul să petreceți mai mult timp cu copiii, să le acordați mai multă atenție și să nu minimalizați problemele cu care poate se confruntă. Pentru noi, adulții, probabil par minore problemele acestea, dar pentru ei probabil de neieșit. Vă mulțumesc încă o dată și săptămână minunată! La revedere!